Doamnelor și domnilor, spitalele din România nu mai au ață chirurgicală, nu mai au nici aspirină de mult, dar asta e altă problemă. Dar Ministerul Sănătății se pregătește de o licitație de aproape jumătate de miliard de euro. Nu se reinventează insulina, pur și simplu domnul Adrian Străinu Cercel s-a hotărât să facă o licitație pe 4 ani pentru tratamentele pentru bolnavii de HIV-SIDA. Sigur, e de rău să fii seropozitiv. E și mai rău dacă boala anumită SIDA s-a declanșat, dar jumătate de miliard de euro e o sumă uriașă și automat întreb, Dumnezeule, câți bolnavi de SIDA mai sunt în România și cât de mult costă aceste tratamente? Păi, hai să începem cu sfârșitul. Costă mult, dar de la an la an, pe măsură ce patentele expiră pentru respectivele medicații, ele se ieftinesc. De ce ar vrea atunci România să le cumpere la un preț pe 4 ani înainte? Întreb, ciudat. Dar lucrurile devin din ce în ce mai ciudate dacă te apuci și întrebi câți bolnavi sunt și pe unde. La Ministerul Sănătății găsești o cifră, la Institutul Balș găsești alta, iar cele 450 de milioane de euro pe care Străinu Cercer vrea să le cheltuiască pe acest program, le întrece pe toate în ciudățenii, căci dublează efectiv sumele pe care România le cheltuia până acum pe aceste tratamente. Nu s-a dublat numărul bolnavilor, doar banii sunt la dublu. Licitația de 450 de milioane de euro este organizată după ce timp de 6 ani nu a mai avut loc nicio licitație centrală în programul HIV-SIDA. Suma este atât de mare încât egalează practic toate cheltuielile cu medicamentele pe care le fac toate spitalele, clinicile și laboratoarele din țară la un loc într-un an de zile. Cristian Roșu este un fost militar al armatei române. Acum 10 ani a participat la o misiune în Angola, a făcut malarie și a fost tratat. S-a întors în țară și aici a aflat că a contractat virusul HIV. Cristian este de 2 ani sub tratament. De 2 ani este președintele unei organizații de luptă împotriva SIDA. Când a auzit de un program de 450 de milioane de euro, a rămas mut. Nu cred că se poate ajunge la suma asta. Se pare enorm. Banii sunt alocați pentru 4 ani de program, adică într-un singur an bolnavii ar beneficia de aproape 112 milioane de euro, mai mult decât dublu față de necesarul bolnavilor HIV-SIDA, susțin chiar medicii specialiști. În 2007 au fost alocați undeva la 50 de milioane de dolari. 50 de milioane de dolari. Anul trecut s-a preconizat, a fost alocat doar 35 de milioane de dolari, cu tot cu banii pentru monitorizarea. De unde a apărut atunci uriașa sumă pe care trebuie să o plătească chiar Casa Națională de Sănătate, cea care nu mai are acum bani de antibiotice și ață chirurgicală pentru spitale? Este o comisie de specialiști în domeniu care stabilesc de ce anume au nevoie și în ce cantități și pe ce perioadă. Comisia este condusă de domnul Adrian Străinu Cercel. În momentul de față n-am cifra în cap. Față de anul trecut, fondurile sunt mai mari cu circa 10-15%, dar sunt insuficiente. Singurele răspunsuri pe care doctorul Adrian Străinu Cercel a fost de acord să le dea pe această temă au fost la întrebări scurte și grăbite pe holurile Parlamentului. În mod clar, la Institutul Balș pe care îl conduce se dă ora exactă în tratamentul de HIV-SIDA. Deși doctorul nu-și amintește exact necesarul anual de bani, domnia sa pare să fie foarte exact în privința numărului de pacienți. 11.000 și vreo 400 în viață, dintre care 7.668, dacă nu greșesc, sunt în tratament, restul sunt în procedură de evaluare. Dar pe cât de sigur pare doctorul Cercel, pe atât de contradictorii sunt statisticile oficiale. Oficial în România sunt 7.560 de pacienți aflați sub tratament, pe lista Institutului Matei Balș. La minister sunt 7.620 împărțiți în 7 centre regionale. Contabilitatea lor se poate face simplu și exact. 205 cazuri. 359 de bolnavi și, bineînțeles, dintre aceștia 275 sunt în terapie cu medicamente specifice. 1200 de pacienți HIV pozitiv. Din acești 1200 de pacienți, 940 se află sub tratament activ. Total pe cele 4 județe pe care le coordonez, sunt 696 de pacienți la ora actuală. Până între timp am apărut 4 sau 5 pe care va trebui să investigăm, să introducem pe sub terapie, iar din cei 696, 639 sunt sub tratament deja.
Total, 4.003 bolnavi aflați sub tratament, fără Institutul Matei Balș, care a refuzat să declare numărul bolnavilor. Se poate presupune că acesta are 3.557 de pacienți, dar chiar și așa tot rezultă un număr de 150 de pacienți care sunt înregistrați în scripte, dar în realitate sunt mai greu de găsit. Totuși, statul îi ia în calcul atunci când cumpără foarte scumpele tratamente anti-SIDA. Potrivit asociațiilor care apără drepturile bolnavilor sub pretextul evoluției permanente a stadiului bolii, tratamentul este adesea modificat pentru a favoriza un producător sau un distribuitor de medicamente. Ciudat lucru, una peste alta, licitația de la centru este de cel puțin două ori mai scumpă decât bugetele alocate până acum. Mie mi se pare că e un paradox ciudat. La nivel central ai bani, dar când împarți suma aceea pe județe nu ajunge. Care e misterul? Este unul din paradoxurile României. Singurul lucru tot acolo este. La cei care fac jocul de minister, hai să spunem lucrul ăsta, că cei care păstrează sistemul sunt tot cei din minister. Dincolo de minister, sunt mari distribuitori naționali de medicamente și companiile multinaționale care patronează întregul sistem. Bristol, Roche, Abbott și GlaxoSmithKline sunt nume mondiale care fac medicamente unice pentru HIV-SIDA. După un număr de ani, patentul expiră, iar medicamentele unice intră în producția tuturor. Firesc, prețul scade la jumătate. O licitație pe 4 ani nu face decât să înghețe veniturile acestor companii, mărind nefiresc cheltuiala statului român. GlaxoSmithKline este compania care acum o lună ar fi trebuit să aducă urgent 500.000 de doze de vaccin pentru copii împotriva noii gripe. S-a renunțat în ultimul moment în urma scandalului public. Între timp, vaccinul implementat în Canada a provocat reacții alergice puternice pe care nimeni nu le poate explica. Un gigant de miliarde ca Glaxo sau ca alții privește situația globală, iar România este doar o piață de desfacere. Pentru o astfel de companie, sponsorizarea Institutului Matei Balș, condus de domnul Adrian Străinu Cercel, este chiar un mizilic financiar. Licitația în programul național HIV-SIDA va avea loc la începutul lunii decembrie. În urmă cu 5 ani, DNA și Corpul de Control al primului ministru au declanșat o investigație asupra ultimei licitații centralizate de acest fel. S-a descoperit atunci faptul că România plătește cu 50% mai mult decât orice țară din lume pentru tratamentul HIV-SIDA, dar și că numărul bolnavilor era umflat artificial pe hârtie. Investigația autorităților române s-a oprit inexplicabil la un centru regional. Baza de date a fost ajustată și suspiciunea a dispărut. În această afacere, sumele sunt mult prea mari pentru a nu putea închide orice fel de investigație. Ca să ne înțelegem, această anchetă ridică foarte multe semne de întrebare. E foarte greu să dovedești ceva din încurcatele ițe ale afacerilor cu medicamente. E greu cel puțin pentru noi ca jurnaliști. Însă unele lucruri sar în ochi, iar noi n-am făcut decât să le aducem în atenția dumneavoastră, a opiniei publice și a autorităților, care, mare atenție, sunt într-o situație destul de complicată, căci în spitalele din România chiar nu sunt bani. În toată vujuiala asta politică, despre unele lucruri se vorbește mai puțin. Da, se vorbește despre AH1N1, că a mai murit cineva la Siret săptămâna trecută, înainte de alegeri, și am aflat după alegeri, că s-a pus capac. N-am aflat nimic despre chestia asta. Doar asta mai răzbate în momentul de față la televizor, dintr-o situație dramatică în care se află spitalele din România, pentru că implicit banii din sănătate sunt foarte puțini și s-au cam terminat. Să vii în momentul ăsta să zici, fac o licitație pe 4 ani pentru că e mai bine așa, fără să dai explicații. Atenție, domnul Străinu Cercel a refuzat să ne acorde un interviu. Iar eu lansez public invitația pentru domnia sa de a veni aici la această emisiune și de a discuta despre banii din sănătate și despre achizițiile care se fac. Acum vreo lună de zile, taman în campanie electorală, domnia sa și-a dat demisia, după care a revenit asupra demisiei, exact când se vorbea despre achiziția acelui vaccin de la GlaxoSmithKline. Ați auzit puțin mai devreme, vaccinul a început să producă efecte. Nu însă efectele care se scontau. Pe bani ceva mai puțin, zic eu, statul s-a arătat în acel moment mai grijuliu cu sănătatea publică. Bine că guvernul a renunțat să mai cumpere vaccinul respectiv împotriva gripei porcine, că prin Canada a făcut ravagii. O parte semnificativă a celor injectați au avut reacții alergice grave la vaccin, iar efectele în unele cazuri au fost mai grave chiar decât atunci când respectivii s-ar fi îmbolnăvit de gripă. Că vorba aia, noi tot anunțăm la televizor, s-au atâtea cazuri. Dar oamenii aia, după 5 zile, se tratează, că altfel vă spunem, au murit. Au murit 2 până acum. Pandemiile se pot dovedi mari afaceri, noi știm asta. Anul trecut, de exemplu, mi-am făcut un vaccin împotriva gripei aviare, sau cu 2 ani când a fost, da? Profitul iese din panică. În acest domeniu, companiile se grăbesc să dezvolte cât mai rapid medicamentul pentru a profita de panica instalată în societate și uneori graba asta strică treaba. Depinde cu cine te încurci și pe câți bani mai ales.
În Canada au ajuns în total 7,5 milioane de doze de vaccin antigripal, iar din acestea un lot de 172.000 s-a dovedit problematic. Producătorul anunțase că pot pune în pericol viața celor cărora le sunt administrate, dar puțin prea târziu pentru cei care se vaccinaseră deja. Acum se efectuează verificările necesare pentru a stabili cauzele acestor alergii, dar nimeni nu spune nimic despre numărul exact al cazurilor grave detectate. Compania se poate disculpa prin faptul că de la început nu a oferit garanții pentru acest vaccin. Acesta a fost și motivul pentru care România a renunțat să mai cumpere 500.000 de doze pentru 2,2 milioane de euro. Până la urmă, la bani se reduce chiar și această problemă de sănătate. În momentul în care apare un pericol de sănătate publică, mai rău, o pandemie, se naște un curent de opinie și sub presiune, guvernele cumpără rapid și mult, iar producătorii încearcă să dezvolte medicamentele cât mai rapid pentru a câștiga din această panică. De la apariția primelor cazuri de gripă porcină, toate laboratoarele producătorilor mari au început rapid lucrul la vaccin și nici în acest moment Organizația Mondială a Sănătății nu acordă o atenție deosebită vaccinurilor și nu schimbă recomandările în ceea ce le privește. Dacă tot am vorbit atâta despre virus și în seara asta, vă propun să ne mai descrâncenăm.